ITM Timiș organizează luni 29 aprilie de la ora 11 la sediul instituției din Giroc, în prezența prefectului de Timiș Mihai Ritivoiu, o întâlnire cu angajatorii pentru a marca Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă. Această zi este celebrată anual în 28 aprilie. Acest eveniment reprezintă, de fapt, o campanie de sensibilizare pentru a focaliza atenția internațională asupra tendințelor din domeniul securității și sănătății în Muncă, precum și cu privire la dimensiunea la nivel global a leziunilor, bolilor și deceselor legate de muncă. În aceeași zi de 28 aprilie, mișcarea sindicală din toată lumea comemorează Ziua Internațională a lucrătorilor decedați și răniți. Pentru a onora memoria victimelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, se organizează simultan campanii de conștientizare și informare în întreaga lume. Conceptul de mediu de lucru sigur și sănătos trebuie să fie respectat și aplicat generalizat la toate nivelurile unde guvernele, angajatorii și lucrătorii participă în mod activ la crearea acestuia prin intermediul unui sistem de drepturi, responsabilități și obligații prestabile, principiul prevenției fiind prioritar. Organizația Internațională a Muncii estimează că anual peste 313 milioane de lucrători, peste 313 milioane de lucrători suferă accidente urmate de incapacitate temporară de muncă și că se produc aproximativ 160 milioane de cazuri de îmbolnăviri profesionale. De asemenea, în urma accidentelor de muncă, cât și a practicilor incorecte de muncă, se estimează că în fiecare an se produc peste 2,3 milioane de decese din cauza accidentelor de muncă și a vătămărilor profesionale. Această statistică negativă poate fi evitată prin conștientizarea necesității implementării unor măsuri eficiente de prevenire și protecție la locurile de muncă. Prevenția este mai puțin costisitoare decât costurile determinate de gestionarea consecințelor condițiilor necorespunzătoare de muncă. Pentru a realiza condiții de siguranță a locurilor de muncă e nevoie ca lucrătorii să fie instruiți, informați și să li se permită să participe la discuții cu privire la toate aceste aspecte legate de sănătatea și securitatea la locul lor de muncă. La inițiativa inspectorului șef Iliana Mogoșanu, pentru prima dată se vor selecta 10 angajatori din județul Timiș care au peste 100 de salariați și nu au avut niciun eveniment privind securitatea și sănătatea în muncă în ultimii 5 ani, urmând să fie premiați de către ITM Timiș.